Da, hai să lămurim problema asta. De fapt, sunt mai multe cumva de explicat vis-a-vis de furtul melodiilor. Că tu, până la urmă, n-ai spus niciodată că ți-a furat piesele. Era controversa cu Generic și cu Cenușereasa, cu Prințișorul. Cu... Deci când am compus eu Prințișorul, aveam 14 ani. Asta înseamnă că eram în 84. Nu prea se știa la noi atunci cu e melodia, care e cu melodia. Nu. Și am mers-o cânt la nuntă, că eu așa m-am apucat. Tu luai casă cu casă, sat cu sat, oraș cu oraș, ca să ajungi mare. Acum ai făcut o melodie, ai pus-o pe YouTube și te cunoaște întreaga lume. Eu eram pe timpul când suda cu carbit, să zicem așa. Da. La 14 ani am compus Cenușereasa, Prințișorul. La 15 ani am compus Cenușereasa. Eu tot timpul... Oh, te-au fost hituri mondiale. Da. Mondiale, așa să numesc, mondiale, da, la noi. La noi în România, da. Corect. Da, îți dai seama că lăutarii mergea și întreba cine... Și, tu nu ai, și până la urmă a rămas în conștiința oamenilor că, de fapt, cine au cântat-o primii la modul organizat, ei au fost considerați și compozitorii, nu? Cei bine, de la Generic. Nu știam, eu n-aveam eu minte cum... Și acum... n-ai acum nicio dovadă să, de fapt, acum... Dar nici nu mă interesează. Eu nu trăiesc în trecut, eu trăiesc prezentul și viitorul. E adevărat. Poate să le ia toate să facă ce vor cu ele. Mă interesează prezentul și viitorul. Și, în primul rând... Nu s-a terminat lumea, n-am stat în piesele alea. Eu tot timpul gândesc să fac alte piese, să fie frumos. Mă gândesc că merg la o petrecere, ce-i place lui Dan, ce-i place lui Bordea, ce-i place lui X, lui Y. Lumea vrea să se distreze. Dacă trăiești în trecut, n-ai timp de prezent și de viitor. Da, risc să rămâi acolo. Dar ce mi-a plăcut la tine este că ești foarte fair play. Foarte fair play în meserie. Ai spus, domnule, e loc pentru toată lumea, e loc și pentru cei noi. Tu, așa cum spui, vid în perioada grea. Dane, adică hai să și spun... pornit de jos, adică fără o situație materială. Așa a fost atunci. Așa a fost să fie. Deci chiar ai muncit, ai tras din greu ca să ai ce ai reușit să agonisești. Și atunci asta te-ar fi putut înrăi. Cu ce? Nu știu. Păi nu, fii atent. Când vezi că ai muncit mult mai mult decât alții. Acum vor cu a ta. Pui pe YouTube, ai milioane de vizualizări, ai luat banul. Generația nouă e un exemplu bun pentru noi. De ce? Pentru că noi nu prea ne-am ocupat. Și ăsta e adevărul. Da, Facebook, adevărat. De Instagram, de rețele de socializare. Da. Nu ne-am ocupat. Da. Noi eram obișnuiți, mergem la nuntă, cântăm. Sorcova, Plugușorul, ce știam noi să cântăm. Prințișorul, ce știam. Mă rog. Da. Nu vreau să înțeleagă cineva că vreau să mă laud că eu am compus aia sau aia sau aia. Fiecare ascultă ce vrea, ce îi place, e loc pentru toată lumea. Am și spus la altă emisiune, care e cel mai bun? X, bun. Tu ești mai mult de 4-5. Ai zis de Dan Armeanca, nu? Dan Armeanca ne-a învățat pe tot. Asta ai zis, că e tatăl vostru. Noi înainte cântam cu țambal și bas. Maneaua. Cu țambal și bas. Da, să cânta cu țambal și bas. Așa. Dan Armeanca a venit și a modernizat-o. Păi și lăutăria tot cu țambal și bas. Păi eu ce spun? Eu am cântat muzică lăutărească. Corect. Când a venit Dan Armeanca... Adică ce a făcut? A profesionalizat-o sau ce a făcut? Îți spun sincer și adevărat. Nici după atâta timp ce a cântat Dan Armeanca în 90, lasă mai încoace, nu vreau să supere nimeni. Nu poate nici cei din ziua de astăzi să scoată la fel de bine. Deci era un talent. Băi, un alt și este, eu am și album este. Pe telefon. Dar ce, intervenit cu Orga, nu? Sau cu Nu. Stai, eu vorbesc profesional. Păi da. Pentru că în ziua de astăzi, nu dă nume, dar multe formații nu cântă corect. Nu e treaba mea, dar dacă era Dan Armeanca, îi bătea cu făcălețul. Băi, da? Vedeți că... Nu cântă corect tehnic, spui tu, nu? Nu, corect muzical. Sau, înțeles. Păi, acum mă gândesc că la tot ce înseamnă modernism și muzică, compune scula aia singură. Dai drumul la orgă. Nu vorbim de ceea ce se compune, vorbim de cântarea live. De cântarea live. Ok. Da. Asta e problema. Da. Cea mai mare. Și cu toate astea tu spui mereu că e loc pentru toată lumea. Și ăsta e adevărul. Eu am o vorbă, nu e frumos și e frumos, e frumos și ce-mi place mie, ție. Bordea, e loc pentru toată lumea. Păi mie nu-mi place cum cântă Vijelie, îmi place de X sau de Y, de unul din băieții ăștia care sunt la modă, sau de Adrian, sau de Salam, sau de...
Și e nou curent, nu? Trapanele. Trapanele, da. Trapanele. Aia e foarte... Vrei să spun ceva? Nu vrei să te bagi și tu? Poftim? Nu vrei să te bagi între ei? În curentul ăsta? Adică ai vrea să faci un featuring? Păi nu, dar fac cu cea mai mare plăcere. Vine, îmi spune ce avem de făcut și... Da, uite, am făcut o piesă cu Costi, cu Liviu Puștu, cu Baboi, cu Culiță, cu Jador. Uh-huh. E o trapanea, da? Da. A zis Costi, vrei mă să facem o piesă? Fac cu cea mai mare plăcere. E pe locul întâi în trending de nu știu cât timp, de o săptămână, de când am plecat eu. Ce tare, da. Da, e pentru prima dată când vorbesc de lucrul ăsta. În rest, la ceilalți am văzut, suntem pe locul întâi, suntem, băi, da, da, bă. Da, trebuie să dai și, trebuie să treci și proba timpului. Eu și n-am spus niciodată și nu mă interesează, o melodie dacă e bună, pe mine mă interesează să am melodii bune. Să merg la petreceri, să când la anunți, la botezuri. Slavă Domnului că ai reușit treaba asta. Ai reușit să ai un repertoriu, să-i scoli pe tot de pe scaune. Dar la modul onest, tu cum vezi ierarhia în lumea voastră? Cine e? Primii cinci. Primii cinci? Bine, nu contează ordinea, da? Ba da, e palmare... ba nu, contează ordinea. Pe asta zic, cum vezi tu un top al tău? N-am eu cum. Spun... Așa primii cinci știe toată lumea. O secundă, spun de o fată tu, care... Salam, Guță, Adi... Da, fii atent, la profesioniști, da. Ai văzut dacă ai mers la sala de box, cum este? La profesioniști nu e cu cască, nu e cu mani. E doar short-ul și mănușile. Da. Așa. Nu este care e primul, care al doilea. Toți sunt buni în felul... A, asta am acceptat-o, dar mă gândeam așa un top personal al tău. Cum îi vezi tu, onest? Pe cine vezi pe primul loc? Pe ce loc te vezi tu? Eu mă văd pe ultimul loc. Păi, ar fi urât din partea mea să spun, păi stai puțin, acum contează foarte mult cum clasifică un ascultător solistul după ce melodii spun... Păi asta încercam, să te transpui tu în rolul ascultătorului. Păi nu pot, pentru că una nu-i frumos, da, din partea mea. Eu un solist îl văd dacă are, de exemplu, de la fiecare solist în parte spui așa: care sunt șlagărele lui? Corect. Nu hiturile, pentru că hitul poate să fie anul ăsta. La anul... Șlagăr e cel care e peren. Care spui, ba, asta o știu, o cânta... Adevărat. X sau Y, dar... Cum era pe timpul lui Ceaușescu, șlagăre în devenire, mai ții minte, era emisiunea. Atunci, da. Așa, sunt mulți soliști care cântă, uite, de exemplu, trending-ul e prin, nu știi, azi sunt eu, mâine ești tu, mâine Dani Mocanu, Țancă, X, Y... Corect. Și acolo e... Atunci pune-i pe primii cinci, nu contează ordinea. Dar nu, primii cinci, de la noi din țară, da, care îmi place mie... De la voi, da. Păi, solistii de la, care de la plac... voi, din domeniul... Spun o chestie. Nu e ceea ce vezi pe piață. O să-ți dau un exemplu foarte bun vis-a-vis de familia Cercel, care e fabrică de hituri. N-ai ce să spui de familia asta. Paul Fantezie, Dorel de la Popești, Leo de la Roșiori. L-ai auzit, l-ai ascultat? Băiatul care cântă cu mine, haide să bem, hai că viața trece. Da, eu recunosc că nu sunt foarte... Băieți care nu prea apar la televiziune și cântă extraordinar de bine. Uite, care... vezi, un top surprinzător ce ne-ai făcut. Mă așteptam să zici Guță, Salam, Adi. Ăștia suntem cunoscuți. Adrian, Guță, ăștia toți sunt... Hai să fie mare petrecere! Hai să fie mare petrecere, bă!